Mă duc pe carosabil. Poți să mă ții? Da. Și... ia, și... și... lasă-mă un pic mâna. Și... iep! Veți morți. Poți să faci asta? Să fac, da. Acum n-aș schimba. Vrei să duci acolo pe jos? Acum mă sperie. Bine, ok. Du-te pe jos. A trecut deja? Nu. A întârziat. Mereu întârzie. Afară doar dacă l-ai pierdut. Atunci tu ai întârziat. Tu ești ăla care a întârziat, nu autobuzul. Da, probabil. Probabil. Probabil că dacă venea la timp, dacă... nu întârzia, n-ai fost aici, nu? Adică... ai fi fost în autobuz, nu aici, să-mi țin de uit. Poate a venit. Am ajuns puțin mai târziu, așa că poate a venit deja. Bă, atunci e cam nasol. Mai avem vreo 20 de minute până la următorul, corect? Da, probabil. Doamne, o să înghețăm. O să trebuiască să ne înghesuim unul altul, să ne încălzim ca să supraviețuim. Glumă. Glumă. Vii de la cimitir? Ce? Cimitirul? Eu de acolo vin. Am un prieten care mi-a murit cam acum un an. Place să mă duc la el după ore. Știi cum e? Mai spui o rugăciune, dacă e mizerie pe acolo, mai dai frunzele, de acolo vii? Nu, de la spital. Ha, corect. Mi se pare comic. Totdeauna mi s-a părut comică chestia asta, că spitalul și cimitirul sunt unul lângă altul. De parcă ce genii urbanistic le-o fi aranjat așa. Adică, cred că e cumva practic, adică cumva economic. Adică dacă lucrurile nu merg bine într-o parte, aia o te chiar lângă. Da. Dacă mergi la spital și ești bolnav și cred că ești că de-aia mergi, nu? Nu-i prea... încurajator? Exact. Și dacă nu ești bolnav, dacă, de exemplu, trebuie să naști un copil. Nu prea poți să te retardezi, fiindcă tocmai treci pe lângă cimitir. Și când tocmai spuneai, wow, o nouă viață, e corect, totul să murim, ce contează că nasc? Mulțumesc, geniu urbanistic. Și pe urmă dai de non-stop. Magazinul de alcoale de după colț. Corect! Asta e singura chestie bună din tot planul ăsta urbanistic. Deci noi trei suntem în centrul triunghiului. Morți, aproape morți și... Hei! Hei! Băi, morți! Nu vreau să-mi cumpere o bere. Ce? Ziceam că dacă tot stăm aici și înghețăm, nu vreau să-mi cumpere o bere de la Nonstop? De ce nu ți-o cumperi singur? Nu cred că poți să stai așa în stradă și să bei bere. De ce nu? Există legi. Eu sunt legea. Atunci de ce nu-ți cumperi singur o bere de un lege? Fiindcă
Vânzătorul are o bâtă și nu mă crede. Că ai 21 de ani. Că eu sunt legea. Câți ani ai? Câți ani ai? Grosul ăla. De ce e politicos să intre pe tine câți ani am? De ce chestia asta este amabilă și fermecătoare? Arăți de 17. Arăți destul de bătrână ca să fii mătușa mea. Sexy. Câți ani are mătușa ta sexy? N-am niciuna. Încă. Dacă ai 17, aș putea să-ți fiu mamă. Mama mea a murit. Dar nu la ea am fost acum. Am fost să-l văd pe prietenul meu. Îmi pare rău. Nu, nu e mare chestie. Adică ea murea și au făcut operație ca să mă salveze pe mine. Nu e mare chestie când îți lipsește cineva pe care nu l-ai cunoscut. Totuși îmi pare foarte rău. Deci îmi cumpără bere. O clădesc. Nu cred. Nu ești conservatoare. Ce? Ce, în politică? Am spus o conservatoare. Tata e un conservator. Am spus doar conservatoare. Că n-am vrut să-i cumpăr unui puș de alcool? Dacă asta e... Atunci da, sunt ca tatăl tău în privința asta. N-ai vrea să fii ca tata? Da, când erai mai tânără, cum pariu că erai mai liberală? Eram mai tânără. Nu mi-aduc aminte. Că erai beată tot timpul. Exact. Oamenii erau mult mai drăguți pe vremea mea. Ți-ar fi cumpărat o bere în stația de autobuz fără probleme. Oh. Mi-e dor de vremurile alea. Uți tot chestii. Ești un ciudat. Ești o ciudată. Eu nu. Cum pare că ești de tot hazul după ce ai luat ceva la bol? E bine, chestia asta nu o să se întâmple în seara asta, așa că presupun că... De ce nu în seara asta? Din cauza prietenei? Am avut o profă fix ca tine. Acum sunt profa ta, nu mai sunt mătușa ta sexy. Am zis că n-am nicio mătușă, dar am avut o profă, doamna... Stai, s-ar putea să o știi. Ești de pe aici, de prin zonă? Da, locuiesc aici. De ce nu ai mașină? E la mecanic. A trebuit să o vinzi. E la mecanic. Nu-ți poți permite. E la mecanic! Și când e gata? Curând. De aia nu-ți poți permite să-mi cumperi bere. S-a zis, o plătesc. Becky Mars a luat eroină înainte să meargă la dentistă și a murit de la novocaină. Marshall Sui, fratele lui Marshall Sui a murit în Afganistan. Kellen Hertz a murit de scleroză în plăți sau sindromul hidroletal, habar n-am, nu știu, mereu le încurc. Nu. Tipul la care am fost, acum un an, el și încă trei s-au suit într-o mașină care pur și simplu s-a făcut praf în drum spre școală. Doar fiindcă cauciucurile erau tocite sau și drumul era lunecos. Așa au murit fiindcă drumul era lunecos. Bă, ce? Se întâmplă tot timpul. Anormal ar fi să nu mai moară oameni tot timpul peste tot. Asta ar fi o chestie tare de primă pagină. Așa că, până la urmă, a trebuit să plece. Doamna... Dar după 7 luni, s-a născut o fetiță care avea o gaură în cerul gurii sau... Mă rog, ceva care oricum se vindecă, așa că doamna Blu n-a mai plâns niciodată. De ea ți-aduc aminte? Mm-hmm. Mai bine rămâneai pe varianta cu mătușa sexy, dacă voiai o bere. N-am vrut să zic decât că amândouă mi se pare că sunteți un gen de femei care cred că viața e scurtă și mult mai ușor de pierdut decât de trăit. Și care atunci când în sfârșit au ocazia să facă sex cu un specialist în franceză ca să aibă un copil în loc să n-aibă pe nimeni. Sau să petreacă ceva timp cu un pus simpatic care face gălăgie și te distrează în loc de cineva tăcut și plicticos și să-i cumpere o bere. Amândouă preferați viața. Viața, rah, 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 rah. Să vă opri aici, ca să nu vă ia printre.
Atât? Da. Doar Budweiser? Da. Fără chipsuri sau țigări sau... Nu fumez. Ești doar Budweiser. Ok? Vreo problemă? Nu, doar că nu arătați a băutoare de Budweiser. Nu arăt? Nu prea. Da, ce arăt? Băutoare de vin mai degrabă. Asta e. Nu sunt sexist. Dacă mă gândeam că sunteți franțuzoi, că mă gândeam și că beți vin. Nu că aș crede că toți francezii sunt femei. Doar că țin cont de statistici. Adică vând o grămadă de Budweiser, dar foarte rar la femei între două vârste, nefumătoare. Da, aveți dreptate. Nu e bine să punem etichete pe oameni, așa? Ce? Ce? A, nimic. Mi-am adus aminte de o glumă, dar cu franțuzoaica. E ceva personal. Nimic. Sigur nu vreți și niște chipsuri? Nu. Atâta bere pe stomacul gol? Nu vreau chipsuri. V-ați dat ceva de mâncare, aveți o pizza în mașină. Exact. Am parcat după colț. Stă foarte bine, unde e? E o noapte rece? Da, e. Nu pare. Da, e. Asta e o zonă periculoasă. Aveți spray paralizant? Am. Eu am o bâtă. Trebuie să vă apărați. De borfaș. Poate ar fi bine să vă conduc totuși până la mașină. Nu, n-o să fie nicio problemă. E regulă. Mulțumesc. N-o să fie nicio problemă. Și doar 6 Budweiser. Știți ce? O să iau și niște chipsuri. Ale mele s-au cam terminat. Mulțumesc. Mulțumesc pentru sugestie. Nu înțeleg despre cine vorbiți. Prima vinere a lunii. Căcăciosul ăsta mic trimite pe cineva să-i cumpere Budweiser în prima vinere a lunii. De obicei sunt boschetari. Nu vreau să zic că nu sunteți o boschetară. Doar că ăsta e genul de indiviz care îi cumpără bere lui Puștiu. Fiindcă vor și ei una. Și de obicei nu sunt femei. Vreau să zic femei arătoase. V-a zis că nevastă mi-a murit ca să vă facă să veniți aici? O brăznicătură. Nu-l cunosc pe fiul dumneavoastră. Spune asta ca să întoarcă lucrurile în avantajul lui. Și pe bună dreptate. Cine ar vrea să întoarcă lucrurile în dezavantajul lui? N-aveți o grămadă de cumpărători de Budweiser vineri seara? Nu sunt, ca să zic așa, cel mai popular magazin din Kingston. Oare de ce? Pot să plătesc? Douăzeci. Fără măcar să se gândească. Știați că asta e locația lui?
Știați că de acolo ia de fiecare dată? Bine, știu că nu-i cine știe ce alocație, știu că nu înseamnă nimic pe inflația asta, dar odată pe lună vine aici câte un distrus, ia Budweiser și alte chestii până în 20 de dolari și eu știu pentru cine le cumpără. Unde e? Acolo în stația de autobuz? Nu-l cunosc pe fiul dumneavoastră! Puteți să-mi spuneți. Nu o să dau fuga până acolo să pun mâna pe el să-i trag o mamă de bătaie. Că a trimis o doamnă drăguță să-i cumpere bere. Da, nu o să o faceți. Nu, nu o să o fac. E prea rapid pentru mine. Cum mă vede, cum dispar. Fiecare dată, de parcă aș pune o bombă să o fug. Cum mai e? Nu-l cunosc pe fiul dumneavoastră. Chem poliția. Sunteți complice la coruperea unui minor. Dați-mi și un Jim Beam și un pachet de Camel Ultralight. Acum am depășit aia 20 de dolari, corespund în sfârșit cu imaginea dumneavoastră despre băutorii de Budweiser. Parcă nu fumați. Am fumat și m-am lăsat și aș vrea să mă apuc din nou. Fumatul ucide. Ce nu te ucide? Ulala! E ui, ui! 2663. Pot să văd un act? Un act? Cumpărați alcool. Sunt major. Eu vă cred, dar noi cerem un act la toți care au sub 35. Am peste 35. Nu arătați. Flirtați cu mine? Vă face plăcere? Acum chiar că o faceți. Acum chiar că o fac. Ce părere ar avea despre asta soția dumneavoastră? Soția mea a... a divorțat. Acum trăiește în Long Island cu noua ei familie cu care joacă tenis. Așa că n-are cum să afle că am flirtat. Buletinul dumneavoastră. Credeți că ăsta e flirt sau hărțuire? Hărțuire, da, asta e legea în magazinul ăsta. Da, și cine a făcut legea asta? Eu. E magazinul meu, eu sunt... Legea. Non-stop.